aminte de Elie Say când a chemat pe cineva să vină cu arfa ca el să poată să prorocească. Domnului, vine momentul în care ne închinăm Lui. Și dimineața asta o să vorbesc despre Ilie. Da, am de mult timp pe inimă pe Ilie. Pentru că este o întrebare. Povestea lui Ilie, acea întrebare care continuă, cea puțin în mintea mea și în inima mea există. Ce faci tu aici, Ilie? Asta e întrebarea în jurul care o să vorbesc eu astăzi. Vorbesc mie, în primul rând, pentru că de mult timp o am pe inimă și în momentele, nu știu dacă se spune aprachie, ci încerc tot timpul să am întrebarea asta. Ce fac eu aici? Și am stat să studiez povestea lui, să pot să înțeleg ce din ala Biblie, că nu încearcă Biblia să explice ceva, nu încearcă să deseneze foarte mult caracterul, nu încearcă nici măcar să explice pe Dumnezeu. Ce îl spune anumite întâmplări. Pentru unii e doar o istorie, pentru că prima Biblia era o istorie care, da, tot a fost istoria unui popor. Iar Noul Testament, istoria celor care au venit după acel popor, tot parte din acel popor. Dar era o poveste și nu înțelegeam foarte multe. Și spuneam, noi, de ce e cartea asta sfântă? De ce atâta lume o citește continuu, de zeci de ori și nimic? Și și am stat să citesc despre Ilie. E scurtă povestea. E foarte scurtă. Câteva minuni a făcut Ilie. N-a făcut prea multe de-a lungul vieții. Și există multe paralele între Ilie și Moise. Între Ilie și Ioan Botezătorul. Cumva există acele paralele între relația între Moise și Iosua. Sau Iesua, în mod, varianta modernă a vechiului Noului Testament, între Ilie și Elisei. Știți că Ilie înseamnă Domnul este Dumnezeul meu. Elisei era Domnul este mântuire. Și apoi lucrarea lui Ioan Botezătorul și apoi a venit Iisus. Minunat faptul că pe Horeb a venit Moise și cu Ilie și au stat împreună. Ilie cel care l-a văzut pe Dumnezeu. Este un personaj extraordinar în Biblie și haideți să vedem cum apare el la un moment dat. Apare de nicăieri. De niciunde. Vine Ilie. Din Cunetișmitul, din Galaad. Și spune. Se duce direct la împăratul Ahab și spune. Vie este Domnul Dumnezeului Israel, care eu îi slujesc. Că nu va fi nici rouă, nici ploaie în acești ani, după cuvântul meu. În momentul acela stai și te cutremuri. Înainte și după el n-a fost nimeni care să vorbească așa. Când am și spune, așa vorbește Domnul, va fi așa. Nu, el spune, nu va fi după cuvântul meu. Deci pentru mine a fost un moment în care am zis, Doamne, ce-i cu omul ăsta? Adică, fiind serioși, ce fel de abordare e asta? Cum poți să fii tu ca un proroc să spui după cuvântul meu? Cine ești tu? Și cumva te gândești, inițiativa a venit nu de la Dumnezeu, ci de la Ilie. Nu se poate așa ceva. Încerc scuze, mai tușesc din când în când că am și reușit să răcesc. După toate cele. Și după ce spune asta, pleacă, Dumnezeu îl duce la râul Cherit. Sau Uerul, tradus în noua traducere. Și Dumnezeu îi spune că o să trimite o văduvă să aibă, așa, o să vină corbii să-i dea seama ce să vrească. După care părul seacă. Și atunci Dumnezeu îl trimite la Serepta. Interesant că nu spune în Biblie care nu spune în Biblie cât a durat, ce s-a întâmplat în momentul în care
momentul în care s-a terminat apa. S-a pus să roage, nu s-a pus să roage, nu spui. Doar că Dumnezeu i-a spus, du-te la Sarepta că am poruncit unei văduve să-ți dea să mănânce. Se duce la văduvă. Știți minunea cu văduva, știți ce s-a întâmplat. Mă bazez că acum vorbesc ce oricare știu Biblia. Că nu vorbesc altora. Nu dea seama asta. Niciun caz. Pentru cei care nu știți, place de fratele Von Brandt. Niciodată nu dădea pasajul de unde vorbea. Nu știți doar de Biblia, citiți-o. Și veți afla. Tot timpul spunea chestia și m-a plăcut de asta la el. Nici eu nu voi da astăzi, niciun pasaj. Nimic. După câtva timp, copilul văduvei moare. Și Ilie ia copilul, duce în camera sa, se roagă pentru el. Și spune acolo, Domnul a ascultat de glasul lui Ilie și sfătul copilului s-a întors în el și a înviat. Este prima înviere din Biblie. Nu știu alta s-a fost înaintea lui. Și cum e făcută? După dorința unui om. Asta este modul, iarăși un mod, ceea ce îl face pe Ilie deosebit. A venit, a spus, Doamne, cum poți să faci așa ceva văduve acestea? Nu o să citesc exact ce a spus. Dar spune clar cuvântul. Domnul a ascultat glasul lui Ilie. Și sfătul copilului s-a întors la el. După care Domnul îi spune să meargă la Ahab, că își vrea să dea ploaie peste Israel. Din nou poruncitor. Merge Ilie și spune. Se strângă pe prorocii idolatrii aia față ei și a barului pe muntele Carmel. Nu știu, Dumnezeu mi-a spus chestia asta. Cel puțin nu spune în Biblie. Și apoi, știți la muntele Carmel se întâmplă, Ilie se roagă, coboară din foc din cer și mistuie jertfa. După care e interesant modul în care Ilie se comportă față de Ahab. Spune, du-te și mănâncă, stai acolo jos, eu o să mă rog. Nu-i spune că o să roage, dar spune, e foarte grijuliu și protector. El, în timpul ăsta, merge, se roagă, de 7 ori se roagă. Până când... Păi de multe ori, de ce ori a fost necesar de 7 ori? La copil a fost de 3 ori necesar. Nu știu, interesant. Oricum sunt multe lucruri care nu o să le putem pricepe foarte bine despre Ilie. Însă, dacă vrem să vedem despre rugăciune, putem foarte ușor să ne uităm la Ilie. Modul în care se roagă el este extraordinar. De 7 ori s-a rugat și îl trimitea pe slujitorul. Du-te și vezi ce se întâmplă. Slujitorul mergea, se uita, nimic. Întorcea, nimic. După care a 7 ori am văzut un nor ridicându-te din mare. Îmi spune, gata, hai să mergem că începe ploaia. Era un nor cât o palmă. I-a spus, haide să mergem. Călui și Rahab i-a transmite că să plece, că nu va mai putea să mai ajungă. Nicât am înțeles, în distanța între Iezerel, unde avea Rahab locuința de vară, se pare, și Muntele Carmel, era o zonă în care în momentul când ploua devenea măștinoasă și era mai greu de ajuns. Și distanța e de aproximativ 30 ceva de kilometri, nu știu exact. Iar el cumva, mi-am stat și de mult m-am gândit că Dumnezeu spune, adică în Biblie, spune că mâna Domnului a venit peste Ilie, care și-a încins mijlocul și a alergat înainte la Ahab la intrarea în Israel. Te gândești, de ce a alergat? Și am început să caut de mult, mai multe păreri în domeniul. După cât se pare, era o slujbă asta, în momentul în care caii erau speriați de furtună, venea cineva din față și îi lua și îi trăgea de căpăstru. Și îi ducea până acel loc. Pentru că caii erau mult prea speriați. S-ar putea că asta a fost slujba pe care a făcut-o. I-a luat calul de căpăstru și a alergat înaintea calului până la Israel. Ca să ducă pe Ahab în siguranță acolo. Și era rămas acolo. După care, în mod surprinzător, Ahab merge și spune soției lui. Uite ce a făcut Ilie și
Nu știu cum a trecut peste toate întâmplările cu focul din cer și tot și tot. Dar a spus că ți-au omorât prorocii. În momentul acela, Izabela s-a spus, gata, i-a trimite răspuns că încința e că mâine o să moară la aceeași oră. Este un mod în care, nu știu, stai să te gândești, e ce a vrut să facă. Ilie a vrut să în mintea lui, în inima lui, s-a venit gata. Asta e momentul în care Ahab se va întoarce la Dumnezeu. Asta e momentul în care Ahab a înțeles că Dumnezeu este Dumnezeu cel adevărat. Asta e momentul în care el va face acea reformă pe care o așteaptă tot poporul și mai ales Dumnezeu așteptat. Și Ahab ce face? Îi spune soției lui vechi că ți-au omorât prorocii. În momentul acela Ahab nu a înțeles fapt nimic. Ilie a fost într-adevăr dezamăgit. Fuga lui și toți, v-am citit, 180 de kilometri a făcut până în partea cealaltă a Iudei. Deci a traversat tot, a jumătate din Israel, s-a dus până în Iuda și în capătul cealaltă, în granița vestică. A luat și a fugit. Nu era atâta frica, cât era dezamăgirea. Dezamăgirea că Dumnezeu și-a arătat puterea pentru acel popor. A venit și a făcut minuni mari, poporul acela nu s-a întors. Împăratul lui n-a vrut să audă Dumnezeu. Era acea dezamăgire pe care de multe ori noi o avem. Ne așteptăm ca oamenii să facă, când văd măreția lui Dumnezeu, se întoarcă, se schimbe. Și oamenii nu fac asta. Nu te-ai dezamăgit. Și ne-ai, Doamne, pentru ce? Pentru ce rost mai are lucrarea aceasta? Și după ce a mers și l-a lăsat pe slujitorii la Berșeba, a luat-o prin pustie. A mers o zi și mai trecut. A fost momentul în care Ilie s-a așezat jos. Exact, parcă e momentul parerea cu Iona. S-a așezat sub un copac și spune, Doamne, vreau să mor. Iona din alte motive. Ilie pur și simplu nu mai știa pentru ce să mai trăiască. Și nu avea pentru ce. Pentru că tot ce planul lui și inima lui a fost ca poporul se întoarcă. Și nu s-a produs asta. Atunci a venit Dumnezeu la el și îngerul, spune, și i-a spus, haide, mănâncă, pentru că vei merge la Horeb. Horeb era la vreo 350 de km aproximativ distanță, poate locul unde era el. A trebuit 40 de zile să ajungă în peșteră. Să și urce până acolo. S-a băgat, bineînțeles, într-o peșteră. S-a ascuns acolo. Și întrebarea vine direct la Dumnezeu prin Duhul Sfânt. Ce faci tu aici? Răspunsul lui era, am fost plin de lună pentru Domnul Dumnezeu roștilor, a răspuns el. Fiindcă izraeliții au încălcat regământul tău, ți-au dărâmat altare și ți-au omorât profeții cu sabia. Numai eu, singur, am mai rămas. Iar ei încearcă să-mi ia și mie viața. Domnul îi spune atunci, ieși și stai înaintea Domnului pe munte. Căci Domnul va trece pe acolo. Și atunci, aici vine acea întâmplare extraordinară. Înaintea Domnului a venit un vânt mare și puternic, care spica munții și sfârma stâncile. Dar Domnul nu era acel vânt. După acel vânt a fost un cutremur pe pământ. Dar Domnul nu era acel cutremur. După acest cutremur a venit un foc. Dar Domnul nu era în acel foc. Pentru după acel foc a venit un murmur suav. Interesant că tot acestea sunt manifestarele puterii Dumnezeu. Cu câtva timp înainte, Dumnezeu coborâse focul și ar mistuise jertfa. Era manifestarea puterii Lui. De multe ori în Biblie vorbește despre cutremur. Vorbește despre vânt puternic. Și totuși Dumnezeu nu era acolo. Și era acel murmur suav. În acea adiere care Ciria a recunoscut. A recunoscut prezența lui Dumnezeu. Asta e minunat. Era de obișnuit cu prezența lui Dumnezeu, încât nu i-a fost greu să o recunoască. Îi spune că când l-a auzit, el și-a acoperit fața cu mantaua și a ieșit și a stat în fața peșterii. Moise nu a făcut chestia asta, cu Dumnezeu și i-a pus o mână ca să nu vadă. Ilie însă știa și a pus o mantaua pe față pentru a nu vedea. Pentru că știa că slava lui Dumnezeu nu poate fi văzută. Și din nou a pus întrebarea lui Dumnezeu. Ce faci tu aici, Ilie? Stăm privind așa, ca manifestarea lui Dumnezeu și gândindu-ne la
întâlnirea lui Iisus cu Moise și, și Ilie pe munte, când a fost întruparea lui Iisus, schimbarea la față, îți dai faptul că acolo era Iisus. Iisus vine și repetă întrebarea pe care Duhul Sfânt i-a pus. Toată Biblia e plină de manifestări ale Duhului Sfânt și ale lui Iisus. Căutați fiecare loc și veți vedea. Pentru că sunt momente când Iisus vorbește. Pentru că stăm. Și din nou Ilie răspunde la fel. Am fost plin de râvnă în Domnul Dumnezeu răspunde. În prezenția a călcat cuvântul tău. S-a dămat altarele. S-a murit profeță cu sabia. Eu am rămas singur. Eu încearcă să-mi ia viața. E interesant că de atâtea ori suntem și noi în poziția asta. Dumnezeu ne întreabă ce facem aici. Noi spunem ce am făcut. Cum ce am făcut noi, ce încearcă alții să ne facă și mai ales că suntem singuri. Asta e una dintre problemele din viața noastră. O să revin asupra acestui subiect. Aș vrea să termin cumva povestia despre Ilie. Dumnezeu îi răspunde, întoarce-te pe drumul pe care ai venit. Du-te și până la pustia Damascului. Când vei ajunge acolo să-l ungi pe Hazel, care rege peste Aram. Să-l ungi pe Iehu, fiul lui Nemși, care rege peste Israel. Iar pe Elisei, fiul lui Șafat, din Abel Mehola, să-l ungi ca profet în locul tău. Se va întâmpla că ceea ce va scăpa de sabia lui Hazel va fi omorât de Iehu. Iar ceea ce va scăpa de sabia lui Iehu va fi omorât de Elisei. Dar m-am păstrat în Israel 7.000 bărbați, pe tot aceia pe care nu și-au plecat genunchii înaintea lui Baal și care nu l-au sărutat. Domnul nu îi spune, gata, slujba ta s-a încheiat. Poți să pleci. Nu. Dumnezeu îi dă, îi răspunde altceva decât. Iarăși mă aduc aminte paralela cu Iov. Când Iov îi spune, Doamne, ce faci? Dumnezeu vine și răspunde cu totul altceva decât el întreba. Și nu-i răspunde nimic la o singură întrebare a lui. Te așteptai cumva să vină Dumnezeu și să-l mânghe. Da, așa este, Ilie. Ai trecut prin multe, ai fost plin de râvnă. Să-i recunoască toate. Și Dumnezeu îi spune nu. Îi dă o nouă sarcină. Pentru că acea sarcină reprezenta, de fapt, trimiterea pe care toți o avem. Dumnezeu îi spune, de fapt, Ilie, până acum ai făcut cum ai vrut tu. Nu spune nici în Biblie că Dumnezeu a vrut să vină potopul, Dumnezeu a vrut potopul, scuze. Seceta, Dumnezeu a vrut să vină, spune doar că a vrut să vină ploaia. Nu spune niciunde în Biblie că Dumnezeu a vrut să omoare prorocii. Nu spune asta. Dar spune faptul că Ilie, hai să facem altfel lucrurile. Hai să faci cu totul altfel decât până acum. Este un mod în care nici Dumnezeu le vorbește oamenilor. De atâtea ori suntem, nu știu, unii dintre noi, plini de râvnă, vreau să fac lucruri pentru Dumnezeu, vreau să vin și să lucrez pentru Dumnezeu. În momentul în care vii, intri în contact cu oameni, ești dezamăgit. Pentru că oamenii nu reacționează așa cum îți dorești tu. Oamenii nu percutează la ceea ce Dumnezeu le dă. Le arată măreția și totuși oamenii nu o recunosc. Și când am fost, acum două săptămâni am vorbit într-o predică la frații de la Mesia lui Israel și am vorbit despre Iacob. Și revelația pentru acel moment a fost faptul că fiecare dintre noi are un Betel. Fiecare dintre noi la un moment dat am avut momentul în care Dumnezeu a venit și a spus comisiei lui, întoarce-te la mine și voi avea grijă de tine și te voi îngriji și voi face un neam puternic din tine. Fiecare are comisiei lui Dumnezeu. Fiecare a trecut aceasta din această sală. După care vine momentul Peniel, când ne întâlnim cu Dumnezeu. Și sper că toți am avut acea întâlnire cu Dumnezeu. La unii a fost o luptă, la alții nu. Dumnezeu vorbește în fel și chip, dar toți avem momentul Peniel, când ne întâlnim cu Dumnezeu și suntem schimbați. Însă apare al treilea moment în viață care se poate repeta de multe ori. Momentul în care ne dăm seama că modul nostru de a lucra nu merge. În momentul în care, plin de râvnă pentru Dumnezeu, vrem să facem lucrări. Și, la un moment dat, pur și simplu, falimentăm. Chiar dacă am fost în voia lui Dumnezeu, dacă am făcut lucrurile așa pentru Dumnezeu și totuși falimentăm.
Acel momentul de pe muntele Horeb, când Dumnezeu spune, gata, oprește, hai să faci lucrurile cum zic eu. Intră în odihna mea, cum spunea Iisus. Nu mai faceți cum vreți voi lucrurile, ci hai să facem cum vreau eu. Spui că ești singur, du-te la Elisei. Du-te și ia-ți-l om ucenic. Nu spune, du-te și căsătorește-te. Apropo. Cine are de gând așa ceva? Îi spune, du-te și ia-ți-l ucenic. În primul rând. Toți așteptăm, apropo de căsătorie, să întâlnim pe cineva care să fie ca și noi și amândoi să-i slujim. Nu spune niciun negativ. Du-te ia-ți-l ucenic. Un ucenic. Poate să fie ucenică. Dumnezeu trimite, pentru că trimiterea noastră să facem ucenici. Și Elisei a fost cel ce, din tot ce i-a spus Dumnezeu lui Ilie, n-am primit decât un singur lucru. L-a ales pe Elisei. Și alte două lucruri Elisei l-a primit după el. Dumnezeu i-l-a pus în contul lui Ilie astea. Deci a fost pruncea lui. Sunt de dator să chemăm oameni. Ucenicul nu vine la tine. Te duci tu să-l chemi. Și asta e ceea ce Dumnezeu l-a învățat. Ești singur. Mai sunt 7.000 de bărbați în Israel. Crezi că ești singurul care face voia lui Dumnezeu? Niciun caz. După acea întâmplare, după ce l-a ales pe Elisei, Ilie a dispărut. Poveste. Au început să apară alți proroci. Cine spune numai loc? Nu le spune Micaia, nu spune Mica. Apar proroci de undeva. De unde? Dumnezeu începe să folosească și alți oameni. Ilie, nu ești tu singur. Nu este pe toată lucrarea, nu este pe omenii tăi. Stai liniștit. Mai sunt și alții. Apare din nou Ilie, momentul în care a fost cu Ahab, când Ahab chiar a făcut o lată cu Nabot. Și atunci Dumnezeu l-a trimis pe Ilie ca să dea o sântă lui Ahab. Însă Ahab s-a întors. Pentru scurtă vreme. După care, printr-un alt proroc, Dumnezeu i-a spus, gata, s-a terminat, vei muri. Și în locul lui a venit fiul său, Azaria, care a făcut la fel ce era rău. Și ultima misiune a lui Ilie, pe pământ, a fost să dea acea sentință lui Azaria. Că s-a îmbolnăvit și de acea boală va muri. Și el pleacă. Nu ajunge până la împărat, până la regele Israel. Și se întoarce. Și regele Israel trimite 150 de oameni după el. Acesta este momentul în care, cel puțin, cred că israeliții au fost super încântați de momentul. Doamne, s-a aruncat Ilie și a coborât foc în cer și a terminat. Pe toți. De două ori a făcut treaba asta. Cel puțin ucenicii de-abia și tot să facă și ei la fel. Decât ori nu vrem și noi la fel să facem. Însă Iisus le spune ucenicilor, le spune și nouă, nu știți de ce duc, sunteți însuflețiți. Ilie, nu știu, e cumva distractiv, îi plăcea focul. S-a de multe ori am gândit și Dumnezeu când l-a ridicat, îmi spune un car de foc. Doamne, Ilie, îți place focul, joacă-te cu focul atunci. Este o chestie foarte interesantă, tot timpul venea foc. Nu știu dacă a fost voia lui Dumnezeu focul acela, nu cred. Nu cred asta. Pentru că la a treia tură, Dumnezeu îi spune, du-te cu ei, nu-ți mai fie frică. Du-te că nu se va întâmpla nimica. Aceștia nu vor face nimic. Da, lasă-i și pe aceștia. Când te uiți la Elisei, care a urmat după el, Elisei ce-a făcut? S-a rugat pentru slujitorul lui să vadă ceea ce era dincolo de lumea asta. Să vadă dincolo în spiritual. S-a rugat apoi ca aceia să orgească și apoi i-a dus în Samaria. Că acei oameni n-au murit, lasă mănânce și apoi i-a trimis. Și 3 ani de zile nu i-a mai atacat. E o altă abordare. E adevărat că și Elisei, dacă mă duc aminte, după ce Ilie a fost înălțat, a văzut vreo câțiva copii care își băteau puțin joc de el, de cheria lui. Și a zis, au ieșit la urși și au murit. 42 de copii. Este un eveniment într-adevăr, iarăși, care de multe ori am stat în momentul, Doamne, ce a fost în mintea lui, lui Elisei? Influența lui Ilie, nu știu. Îi plăceau animale. Da, Dumnezeu știe. Până ajunge să fie de nu știu. Asta e frumoasă Biblia. Nu spune, e bine, e rău. Spune întâmplările. Lasă pe noi să alegem. Și să înțelegem care e voia lui Dumnezeu. Pentru că dincolo de tot ceea ce
se întâmplă peste toate Dumnezeu care guvernează. Și noi suntem chemați să-L cunoaștem pe El. Și întrebarea care mă pun eu și o pun fiecare dimineața asta este: ce facem noi aici? Ce căutăm noi? De ce am venit? Ce vrem să găsim aici? Cântece bun? Închinare? Ce? Alți oameni care sunt primit Dumnezeu? Poate. Toate acestea la un loc. Ce este biserica voastră? De ce ne întâlnim toți? Nu putem să ne întâlnim și să mergem și acasă să ne închinăm Lui? De ce suntem aici? Putem să spunem: Doamne, uite ce mi s-a făcut lumea. Uite ce am ajuns. Am nevoie de Tine, Doamne. Și n-am găsit alt loc, nu mai te găsești nici noi când aici. Dumnezeu, în momentul acela, dacă ajungi în acea fază în care, într-adevăr, să spui: Doamne, sunt falimentar în acțiunile mele. Știu că Tu ești Dumnezeul meu și că Tu mă susții. Știu că Tu mă iubești. Îți pasă de mine. Știu că Tu ai făcut mari minuni prin mine, chiar. Dar sunt momente în care, Doamne, nu mai pot. Atunci Dumnezeu vine și spune: intră în odihna mea. Haideți să fac lucrurile așa cum spun eu. Haideți să împlinești chemarea pe care a fost dată. Vă repet, a face ucenici. A merge și a spune altuia: haide după mine. Modul nostru de a ne comporta în afară este după Chipul lui Iisus. Nu trebuie neapărat să mergem să chemăm oameni. Vor veni oameni. Vor veni pentru că vor vedea omul schimbat. Mărturia cea mai puternică este a noastră în schimbarea pe care Dumnezeu o produce în noi. În viața pe care o avem. Însă nimeni nu trebuie să stea. Nimeni nu trebuie să nu lucreze. Fiecare e dator să lucreze pentru celălalt. Fiecare e chemat să facă o slujbă pentru altul. Fiecare e chemat să învețe pe altul. Știi ceva să faci. Uite, știi să cânti la un instrument. Chiar pe altul și învață-l asta. Amin. Pentru că asta suntem chemați toți. Aici nu este un spital de campanie, să spun așa. În care venim răniți. Plângem lui Dumnezeu, n-am uitat ce mi-a făcut lumea. Dumnezeu nu a răspuns lui. E nimic asta. Nu i-a spus nimic. I-a spus: nu ești singur, stai liniștit. Mai sunt și alții ca tine. Uite și slujește la acel om. Nu știu, nu spune niciunde în Biblie despre școala de prorocie. În momentul când se face referire la fiii prorocilor, era un fel de școală de prorocie. Toți se strângeau în jurul la învățura Elisei. N-au mai avut loc, s-au dus să facă o casă mai mare ca să vină toți. S-ar părea cumva că Samuel a înființat acea școală de proroci. Erau toți împreună. Pentru că doreau să învețe mai mult de la cel pe care Dumnezeu îl usese ca proroc. Și veneau după el. Însă el a ales doar pe Elisei. Elisei nu spune dacă a ales pe cine. Dumnezeu știe. Însă toți făceau o slujbă. Toți mergeau. Dar Elie cumva s-a retras și a lăsat pe alții să facă slujba aceasta. Și asta e minunat, că Dumnezeu nu lasă pe nimeni degeaba să stea. Absolut pe nimeni. Cam asta am vrut să spun. Asta a fost pe inima mea, ca să înțeleg și eu și fiecare că venim la biserică pentru că îl căutăm pe Dumnezeu, pentru că îl iubim pe Dumnezeu, pentru că avem râvnă pentru Dumnezeu. Însă Dumnezeu ne trimite să facem ucenici. Dumnezeu ne trimite să mărturisim, să mărturisim pe El prin ceea ce suntem noi. Ne trimite să facem lucrări pe care El ne-a lăsat să le facem. Nu știu, mă uitam, făceam paralelă între Ilie și Elisei. Elisei a făcut mai multe minuni decât Ilie. Și Iisus spune: veți face lucrări mai mari decât mine. Însă nu acele lucrări vor fi cele care vor aduce pe oameni la Dumnezeu. Nu focul coborât din cer
nu manifestările puterii lui sunt. Ilier a înviat-o pe fiul văduvei dintr-o milă și dintr-o dragoste. Pentru că inima lui a simțit milă, exact ca și Iisus. A simțit milă pentru acei oameni. A plâns pentru acei oameni și a înviat. Vindecările făcea nu pentru a arăta puterea lui Dumnezeu, ci pentru că era milă de acei oameni. Din dragoste făcea. Este o altă abordare decât de multe ori credem noi. Da, mă voi ajunge un om al Dumnezeu care face mari minuni. Nu. Vei ajunge un om al Dumnezeu dacă îl vei iubi pe Dumnezeu și vei da viața ta pentru cel de lângă tine. Ne spune clar, iubiți-vă unii pe alții. Asta este porunca pe care o dă Dumnezeu. Prin asta vor cunoaște oamenii că suntem ai Lui. Hai să ne gândim fiecare și să-și pun întrebarea, ce fac eu aici? Pentru că fiecare are un răspuns pentru Dumnezeu, însă fiecare este pusă întrebarea aceasta. Ce fac eu aici, Doamne, dimineața aceasta? Puteți să răspundeți cum a răspuns Ilie? Nu știu. Dar Dumnezeu va spune ceva. Dumnezeu nu tace. Celui care ești acolo și pleacă inima ca să-l primească, Dumnezeu nu va lăsa fără răspuns. Poate nu acum, dar zilele următoare, dacă ne pune în continuare întrebarea asta, va veni răspunsul la Dumnezeu. Dacă dorești cu adevărat, într-adevăr, să afli care e voia lui Dumnezeu pentru viața ta, puneți întrebarea aceasta. Ce fac eu aici? Hai să ne plecăm capul.